Salutare, prieteni! Astăzi vom discuta despre actualitatea politică internă. România se află într-o perioadă fierbinte și la propriu și la figurat, pentru că urmează alegerile prezidențiale. Există deja candidați care au fost desemnați de marile forțe politice. Din partea PNL, Klaus Iohannis, președintele în funcție, Alianța USR Plus, Dan Barna, ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, PSD, Viorica Dăncilă. Există și alți candidați care probabil vor intra în această cursă, însă deja știm cu toții cam cum este desenat jocul politic. Așa cum am promis în urmă cu câteva zile, continuăm să analizăm de ce ar trebui să ne prezentăm la vot și care ar fi argumentele în favoarea sau contra unuia sau altuia dintre candidați. Astăzi vom discuta din perspectiva PNL despre Klaus Iohannis, de aceea l-am invitat în platoul nostru pe domnul Daniel Buda, președinte al PNL Cluj și europarlamentar. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine m-am regăsit! Cum sunteți la Cluj? Care este ținta asumată de PNL Cluj în strângerea de semnături de susținere pentru Klaus Iohannis? Înainte de a merge pe această chestiune sau să vă dau un răspuns la această întrebare a dumneavoastră, pentru că ați spus de ce trebuie să mergem la vot sau să ridicați această chestiune, cred că este extrem de important. Întrebarea a doua. Este extrem de important ca oamenii să meargă la vot, pentru că până la urmă discutăm de ceea ce înseamnă alegerea președintelui României. Președintele cel care va, să spun așa, reprezenta România în plan extern pentru următorii 5 ani de zile și în același timp președintele care este, să spun așa, garantul respectării Constituției în România și este extrem de important cu toții să ne alegem președintele pe care noi sau pe care și-l doresc și în același timp este și este și expresia, dacă vreți, a unui gest de responsabilitate și maturitate a societății, participarea masivă la vot. De altfel, dacă ne uităm puțin la alegerile europarlamentare, vedem că a fost totuși o participare, să spun așa, rezonabilă comparativ cu alte tipuri de scrutin. Semn că și România și în România societatea se maturizează sub acest aspect și îmi doresc acest proces de maturizare să continue. Acum, legat de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră cu privire la numărul de semnături, evident că avem un target intern asumat, cât mai multe semnături, pentru că ne interesează nu numai aceste semnături pe care să le strângem, ci ne interesează interacțiunea cu oamenii. Această strângere de semnături este văzută practic de către noi ca fiind și o bună oportunitate de a sta de vorbă cu oamenii, de a le explica până la urmă de ce este bine să vină cu Klaus Iohannis, de ce este bine să meargă la vot, de ce este important ca România să aibă mai departe o continuitate sub acest aspect al președinției române și care sunt avantajele unei astfel de președinții. Și iată că, slavă Domnului, avem ce să le spunem oamenilor, pentru că am avut 5 ani de zile în care domnul președinte Klaus Iohannis și-a manifestat sau și-a exercitat această funcție de președinte în limitele constituționale și în același timp cu efecte benefice incomensurabile asupra României. Și când spun acest lucru, mă refer și aș împărți această chestiune pe două paliere. O dată pe un palier intern, care a fost impactul comportamentului sau conduite președintelui României în plan intern, pe de-o parte și pe de altă parte ce s-a întâmplat pe plan extern. Dacă ne uităm pe plan intern, deși unele voci, mai ales din zona PSD-ului sau din alte, nu contează, spun că nu a fost un președinte extrem de jucător, a fost un președinte care a respectat întocmai haina constituțională. Și vreau să vă spun că domnia sa a jucat în limitele oferite de Constituție, așa cum a trebuit și cu efecte benefice pentru România. Dacă ne gândim numai la ceea ce înseamnă sesizările la Curtea Constituțională, domnia s-a avut 75 de sesizări până acum la Curtea Constituțională, din care în proporție de vreo 89% ele au fost admise. Sesizări care au vizat pe de-o parte apărarea statului de drept atunci când au fost derapaje majore de la ceea ce înseamnă stat de drept sau de la ceea ce înseamnă regulile stabilite oarecum la nivel european, pe de-o parte, pe de altă parte, și atunci când am avut de a face cu derapaje din punct de vedere economic, dacă ne referim la ordonanța 114, dacă ne referim la ceea ce înseamnă naționalizarea pilonului 2 de pensie și alte aspecte din punct de vedere economic. Iată deci că și-a exercitat cu brio această responsabilitate de a apăra Constituția și de a ieși, să spun așa, în spațiu public ori de câte ori a simțit nevoia să facă acest lucru și ori de câte ori realitățile din România i-au impus acest lucru. Nu mai vorbim de faptul că știm foarte bine că domnia sa a blocat de altfel adoptarea în guvern, parerință Grindeanu era atunci prim-ministru, a celor legi sau ordonanță de urgență care viza amnistia și grațierea. Povestea celor doi elefanți. Da, cele elefanți. Extrem de importantă chestiunea asta, în ce context? Nu doar pentru România în interior, ci pentru că dacă nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri sau dacă domnul președinte Klaus Iohannis nu ar fi reacționat și nu ar fi blocat aceste lucruri alături de Partidul Național Liberal, pentru că evident că în toată această activitate pe care am avut-o,
a fost într-un strâns parteneriat între Partidul Național Liberal și domnul Klaus Iohannis și invers, dacă vreți. România ar fi fost foarte, foarte mult slăbită pentru ceea ce înseamnă reprezentarea la nivel internațional. Cu alte cuvinte, dacă domnul Klaus Iohannis n-ar fi, împreună cu Partidul Național Liberal, n-ar fi reprezentat acea luminiță de la capătul tunelului, atunci cu siguranță am fi avut probleme majore, să spun așa, la nivel internațional și cu siguranță România ar fi avut fondurile europene tăiate, pentru că cei de la Bruxelles nu se joacă. Câte vreme ai derapaje în interiorul unui stat membru, evident că nu-și permit să trimite mai departe bani europeni care să fie folosiți în mod discreționar sau care să fie furați. Deci, adică, pe plan... E vorba de așa numitele criterii politice care garantează o societate democratică și un stat de drept funcțional. Evident, evident. Iată, deci, că sub acest aspect, pe plan intern, nu mai vorbim de faptul că dumneavoastră s-a implicat activ în tot ceea ce a semnat viața, repet, cu limitele date de Constituție, s-a implicat activ în ceea ce înseamnă asigurarea echilibrului în România și trebuie să plecăm și de la o realitate care nu putem să o contestăm. Domnia sa n-a avut un guvern care să fie un guvern liberal, da? A avut parte din nefericire de o majoritate dată de PSD, patru guverne PSD și unul tehnocrat. Dar să spunem USR Plus acum, dacă interpretăm prin perspectiva... Poate că la un moment dat o să facem și o analiză acelei guvernări și o să spunem lucrurilor pe nume, pentru că până la urmă sunt niște realități care nu pot să fie ignorate. Oamenii care, sau cele mai importante figuri ale cabinetului Cioloș, acum să le găsesc în alianța USR Plus. Aici voiam să... Da, așa este. Practic, dar discutăm în guvernul USR Plus, dacă să facem o evaluare plecând de la această realitate. Un guvern USR Plus, de ce? De că domnia sa n-a avut un guvern care să aparțină Partidului Național Liberal, astfel încât să poată să-și impună, să spun așa, sau viziunea domniei sale să se regăsească în ceea ce înseamnă actele normative care au fost de către guvern adoptate. Și domnia sa a fost nevoit să fie oarecum reacționar la ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce a venit din partea guvernului. Din nefericire, da, am avut această realitate în România. Iar tot să fie respectată, n-am avut ce să facem, pentru că până la urmă nu alegerile se câștigă în mod democratic și suntem totuși într-o democrație, cel puțin în acest punct de vedere al alegerilor libere și democratice. Numai de aceea însă spun că ne dorim foarte mult și noi suntem convinși de reușita noastră în ceea ce înseamnă alegerile pentru președintele României, ca mai apoi, evident, să câștigăm și alegerile locale și, evident, acolo unde se câștigă cu adevărat puterea, să discutăm de ceea ce înseamnă câștigarea alegerilor parlamentare, pentru că în 12 luni de zile deja suntem în acest ciclu electoral, pentru că aproape din 6 luni de zile avem aceste alegeri. Una peste alta, spun că a fost un mandat reușit din partea domniei sale, un mandat care în același timp, dacă mai mergem pe componenta externă, vedem care sunt aprecierile făcute despre domnia sa la nivel european și vreau să vă spun... Și nu doar la nivel european, ar trebui să discutăm un pic și de vizita din Statele Unite ale Americii. De această chestiune, mergeam la nivel european, legat de ceea ce a însemnat discuția serioasă ca domnia sa să aibă funcție la nivel european, dar în locul de Donald Tusk, președintele Consiliului, însă a refuzat acest lucru pentru că a preferat să rămână mai departe în logica în politicii interne, pentru că simțea o mare responsabilitate față de ceea ce se întâmpla în România. De asta spun că domnia sa are o prestație excelentă la nivel european, o prestație excelentă la nivelul ședințelor de Consiliu care au loc și nu numai, și în același timp, sigur, așa cum corect a spus și dumneavoastră, iată, are o imagine extraordinar de bună la nivel internațional. Dacă mergem la ceea ce înseamnă această vizită făcută, a doua vizită, iată, este extrem de, extrem de important, că nu am avut niciun președinte de țară din România care să aibă deja două vizite la un președinte american în cadrul același mandat, pentru că deja este a doua vizită a domnului Klaus Iohannis în este Statele Unite. Este singurul lider din Europa Centrală și de Est care a fost primit la Casa Albă în această perioadă și de asemenea trebuie să spunem că a avut niște proiecte de succes negociate și în cadrul NATO, pentru că sunt acele brigăzi multinaționale formate de mai multe țări și care sunt deplasate în România, Polonia și așa mai departe, până la alte proiecte care țin de cyber security și cei interesați de politică internațională le pot găsi foarte ușor. Da, evident, aceasta a fost o chestiune care ține de ceea ce înseamnă politica de securitate și faptul că România este apreciată din acest punct de vedere. Este atribuția președintelui de parteneriatul strategic, de peste ocean. Evident că președintele României este cel care are responsabilitatea în politica externă. Domnia sa este șeful politicii externe
mă rog, potrivit actualei politicii de securitate, actuale constituție, evident. CSAT. Dar pe de altă parte, această vizită a avut și efecte economice. Vedem că deja este un comunicat din partea asociațiilor oamenilor de afaceri din SUA, care vin și spun că deja sunt firme pregătite să investească 10 miliarde de euro în România, care, ceea ce nu este puțin. O paranteză, să fac un anunț, să facem reclamă la o viitoare emisiune. Tocmai am primit un e-mail. Reprezentanții unei mari companii americane de software au acceptat să ne ofere detalii aici la Via Cluj TV despre o investiție care va fi realizată în Cluj-Napoca. Au închiriat deja 4500 de metri pătrați de birouri, deci iată că lucrurile se mișcă și în plan economic. Bineînțeles, este extrem de important să se mișcă în plan economic, pentru că România are nevoie în momentul de față de locuri de muncă care să fie bine plătite. Avem nevoie de forță de muncă, este clar, dar în același timp România au nevoie de forță de muncă bine plătită, pentru că degeaba vii să dai unui salariu unui angajat 1200 de lei sau 1500 de lei sau 1800 sau 2000 de lei, că nu se poate descurca, nu poate să trăiască dacă are o familie și are cheltuieli. De aceea este important să dezvoltăm această componentă a sectorului economic în așa fel încât românii practic să poată să rămână mai departe în România sau în același timp să oferim posibilitatea ca să se întoarcă acasă. Doamna Buda, dacă revenim la ținta asumată de PNL Cluj în privința strângerii de semnături, cred că vorbim de 80.000 de semnături. Cred că așa este, de niciodată să zic că n-am lucrat cu cifre de gen, de acest gen, cât, ce ținta am. Nu, pe mine mă interesează să ajung la cât mai mulți oameni. Evident că o să... Ce vă spun oamenii când vă întinzi cu ei pe spate? Constat și cu bucurie constat acest lucru, că oamenii sunt mult mai receptivi sau, să spun așa, mult mai informați, mult mai bine pregătiți, comparativ cu ce s-a întâmplat cu 5 ani de zile sau cu 10 ani de zile, când sunt politică de foarte multă vreme. Lumea este mult mai bine informată, lumea aceasta este extrem de apreciativă, la zic că domnului Klaus Iohannis își dă seama, lumea conștientizează faptul că a avut un mandat dificil din perspectiva faptului că n-a avut un guvern cu care să poată să lucreze și că mai mult a fost nevoie să stingă incendii de-a lungul timpului sau de-a lungul acestei guvernări și lumea își pune foarte mari speranțe într-un nou mandat și în același timp toată lumea spune că da, e nevoie de o guvernare liberală, pentru că din nefericire vedem că această guvernare socialistă n-a reușit să asigure confortul necesar românilor, de a preveni mai departe acest exod din România și pe de altă parte să oferi posibilitatea să se întoarcă România acasă. Deci pot să spun că românii sunt receptivi clujenii și mă bucur acest lucru. Există și critici care au fost adresate domnului Iohannis, care vin dinspre două paliere politice. Primul set de critici vine dinspre Alianța USR Plus. Sunt simpatizanții acestei structuri politice care afirmă că el ar fi trebuit să se implice mai mult pentru a opri anumite proiecte, că ar fi trebuit, de exemplu, să refuze numirea doamnei Dăncilă în funcție de premier, așa cum a refuzat și numirea doamnei Sevil Shaideh. Vedeți dumneavoastră, exact cum a spus, atunci când a simțit că îi se permite haina constituțională să facă anumite lucruri, le-a făcut. Dar atunci când exista riscul unei crize politice în România, în anumite momente, nu și-a putut permite acest lucru. Deci, practic, numai că dumneavoastră s-a apreciat extrem de pertinent și de consistent toate, să spun așa, numirile sau, dacă vreți, toate momentele ale vieții politice din România și s-a comportat ca atare. Că atunci când a simțit că nu pot să provoacă o criză politică în România, cum a făcut Sevil Shaideh, a refuzat atunci când și-a dat seama că de fapt se putea veni cu aceeași nominalizare și atunci eram în aceeași logică, n-am făcut acest lucru. De altfel, ori de câte ori a avut posibilitatea sau ori de câte ori a simțit nevoia, a refuzat ministrii. Uitați-vă la Bogusa Vasilescu, la Nicolici, aici e cel de-al doilea set de critici care vine dinspre PSD, care i-a reproșat domnul Iohannis că a refuzat să-i numească pe o serie de lideri ai socialdemocraților desemnați pentru portofolii ministeriale, cum a fost cazul înlocuirii domnului Stănescu din funcția de vicepremier. Și de asemenea că ar fi întârziat promulgarea bugetului în acest an. Cum vi se par aceste critici? Evident că sunt critici pur din partea opoziției politicianiste, să spun așa. Opoziția la președinte. Da, opoziția la președinte, evident. Când discutăm de poziția la președinte, că discutăm în logica, da, în logica alegerilor prezidențiale. Da, cele care nu au niciun fel de fundament, pentru că ori de câte ori am avut de-a face cu un refuz a unei persoane în anumite funcții, da, doamna Augusta Vasilescu, domnul Nicolicea sau alte persoane care au fost refuzate, a fost numai una evaluări serioase și pertinente a capacității acelor persoane de a asigura, să spun așa, managementul eficient a unui minister. Câte vreme competențele profesionale ale acelor persoane nu oferau credit că poate să facă ceea ce trebuie în
refuzat acel minister, evident că a refuzat această nominalizare. Faptul că a întârziat la nivel de buget, poate că este nevoie de o evaluare serioasă a impactului bugetar până la urmă asupra vieții economice și sociale din România. N-a fost o chestiune că așa a vrut președintele să-l semneze, să-l promulge, ci că a fost nevoie de o evaluare serioasă asupra oportunității retrimiterii la Parlament sau la adoptării acelui buget. Ultima întrebare. PNL a câștigat alegerile din mai, din 26 mai pentru Parlamentul European. La Cluj însă cei de la USR Plus au obținut un număr mai mare de voturi. Credeți că de această dată la alegerile prezidențiale aveți argumentele potrivite să-i convingeți pe clujeni să voteze mai mult cu candidatul PNL decât cu domnul Barna de la USR Plus? Da, n-avem niciun fel de emoție în această direcție a faptului că la Cluj vom obține mai multe voturi pentru domnul președinte Klaus Iohannis comparativ cu voturile care vor fi date Dan Barna, bine am zis, da, domnului Barna, pentru că eu sunt convins că la nivel de Cluj există suficient de multă rațiune astfel încât să opteze pentru o formulă care deja este consacrată, o formulă de președinte, persoana domnului Klaus Iohannis, care s-a validat ca și președinte în 5 ani de zile și că România nu-și poate permite sau că nu este de optat pentru varianta care să venim cu o persoană care abia acum învață care este mersul lucrurilor. De altfel, să știți că Europa și lumea întreagă trece prin niște momente destul de delicate și destul de dificile din punct de vedere politic. Vedem că forțele extremiste în diverse state își găsesc destul de mult în culoar. Dacă ne uităm în Germania, în Saxonia, citeam zilele trecute că pentru prima dată adică extremiștii lor, da, e posibil să câștige alegerile. De aceea îndemn la maximă responsabilitate și sunt convins și mizez pe maturitatea și pe responsabilitatea clujenilor că vor da un vot masiv pentru Klaus Iohannis. Ce a fost la europarlamentare a fost o chestiune de altă natură. Discutăm de niște voturi, aproape 90.000 de voturi care au fost pe listele suplimentare. Fiți sigur că am învățat lecțiile pe care erau de învățat și încă studiem și analizăm să vedem ce fel de ofertă sau cu ce fel de ofertă să venim pentru alegerile locale, pentru că alegerile locale bat și ele la ușă, dar cel puțin pe alegerile prezidențiale și nu numai de altfel, dar cred că avem lecțiile făcute astfel încât să putem să fim cei mai performanți din România aici la Cluj, așa cum am fost de altfel și la celelalte alegeri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc, ne vedem pe net. Thank you.